curățenia, se gătește să mai facem o altă curățare, să vedem dacă avem formă necesar. Deși am anunțat la ședința trecută că ne vedem la următoarea ședință după 29, am fost nevoiți cu o ședință extraordinară să ne întâlnim astăzi. Secretarul tehnic? Da. Deci la întâlnirea de astăzi, din total de 37 consilieri județeni în funcție, sunt prezenți 20. După cum este într-un vorbă, putem începe ședința. Deci ședința este clar constituită și putem să începem desfășurarea lucrării. Având în vedere problemele la ordinea de zi, la ședința au fost invitați să participe șefii instituțiilor și serviciilor de subordine a Consiliului Județean, la director de la Romana, președinte executiv la Aeroport. La director Ștucă Rodica, de la DGSPC, director executiv și director executiv la Junța, director la Partidul de Specialitate și reprezentanții mass media. Dau o citire în ordine de zi. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 19.07.2016. 2. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru din cadrul echipei intersectoriale locale în domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra copilului, exploatării de muncă, traficului de copii și agresiunii de familie. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz asupra terenului în suprafață 182,6 m² și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață 61,2 m² aflat în domeniul public al județului Bacău și anunțarea aeroportului de Capitea Națională de Genescu, favoarea secției costar S.A. Bacău. Îl retragă pe ordinea de zi. 4. Proiect de hotărâre privind înlocuirea doi membri ai Comisiei pentru Protecția Copilului Bacău și actualizarea componenței acesteia. 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADI, și respectiv a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate, ADIS. 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnic autonomic faza DALI pentru reparație capitală, instalație electrică și termică la clădirea din strada Dioceilor numărul 4. 8. Diverse. Și la diverse avem o informare privind stadiul derulării contractului de asociere între județul Bacău și municipiul Onești în vederea realizării în comun a planului de investiții prioritare necesare conformării cu standardele impuse de Uniunea Europeană referitor la calitatea apei potabile și tratarea apei mizate prevăzute în etapa 1 a master planului județean
Bacău și pe care ați primit-o fiecare în mapă. Vă supun apropării ordinii de zi, mai puțin punctul 3 pe care l-am retras așa cum vă zic. Domnul președinte, aș avea o mică observație legată de ordinea de zi, de aceea... Domnul președinte, Mihai, poftiți. De aceea, trebuie să vă trebuie să intervin înainte de vot. Observația este legată de subiectul pe care dumneavoastră l-ați propus la diverse. Și pentru că doresc că acest subiect are legătură cu disputa tot pe același subiect din ședința precedentă, dintre domnul Oteanu și alți colegi. Înainte de toate, aș vrea să apreciez promptitudinea în care executivul vine cu clarificări pe această speță. Și din clarificările pe care, din informarea pe care dumneavoastră o faceți și observațiile colegilor care cunosc toate din situația de acolo, cred că vor rezulta soluții care vor scoate, care vor aduce reglementările vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în municipiul Mănești. De aceea, pentru că domnul Orteanu lipsește din motive obiective la această ședință și pentru că dumneavoastră îl cunoaște, la fel că domnul ca și alți colegi din situația foarte bine din Mănești, aș propune ca acest subiect să rămână în ședința ordinară din această lună. Mulțumesc! Da, nu este vorba de o discută cu domnul consilier, așa cum l-ați remarcat. E vorba de câteva clarificări și o informare care am luat-o la cunoștință, la cunoștința. De aceea cred că și domnul Oteanu avea anumite observații și cred că ar fi fost o bine pentru ceea ce o să facem acolo. Da, mulțumesc. Și domnul Oteanu are în format electronic și în format scris, la primit-o și dacă sunt ceva obiecțiuni, la următoarea întâlnire, cu atât mai mult, putem distruca la aici. Da? Mulțumesc mult. Vă supun aprobării ordinele. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abține? Mulțumesc. În unanimitate a fost aprobată ordinele de zi. Trecem la punctul 1 și dau cuvântul domnului potrivit prevederilor legii administrației publice locale, la începutul fiecărei ședințe, se aprobă procesul verbal al ședinței anterioare. Drept care, supun, domnule președinte, să supuneți aprobării procesul verbal al ședinței anterioare. Am acum toți la mapă, dacă sunt ceva intervenții în marginea procesului verbal, dacă nu vă supun aprobării primul punct al ordinii de zi. Este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Trecem la punctul 2. Privind înlocuirea unui membru din cadrul echipei intersectoriale locale în domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra copilului, exploatării prin muncă, la traficului de copii și agresiunii în familie. Aici, prin plecarea la pensie a reprezentantului, inspectoratului județean de poliție, inspectoratul de poliție județean, am primit adresa de locuire acestui membru. Deci, prin adresa înregistrată la Consiliul Județean, transmisă de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, inspectoratul de județean de poliție, a comunicat numele persoanei nominalizate pentru a face parte din echipa intersectorială locală. Inspector principal de poliție, Ciobanu Gabriel. Față de această nominalizare, supun spre aprobare proiectului de hotărâre privind înlocuirea unui membru din cadrul echipei intersectorale locale în domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra copilului, a traficului de copii și a violenței în familie, înțeles, doamna Gabriela Ciobanu. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Unanimitate. A fost aprobat. Proiectul de hotărâre privind înlocuirea doi membri ai Comisiei pentru Protecția Copilului și actualizarea componenței acesteia. Organizarea și funcționarea acestei comisii este reglementată prin hotărârea de Guvernul 1437 din 2004.
4, iar potrivit articolului 5 al acestui act normativ, comisia este alcătuită din 7 persoane, deci în continuare. Președintele este secretarul general al județului, vicepreședinte, directorul general al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului și 5 membri, reprezentanții direcției, Sănătate Publică, inspectoratul școlar județean, inspectoratul teritorial de poliție, Direcția de Muncă și Protecție Socială Județeană, respectiv Agenția Județeană de Prestații Sociale și Inspecție Socială și un reprezentant al organizațiilor neguvernamentale. Prin referatul înregistrat din 1 august, secretarul județului, în conformitate cu articolul 4 din hotărârea din guvern menționată mai sus, a propus modificarea componenței acestei comisii, motivat de faptul că doamna Valerica Manole, comisar șef reprezentant al Inspectoratului de Poliție Județean în această comisie, și-a încetat de drept raportul de serviciu, urmând a fi înlocuită cu doamna Gabriela Ciobanu, inspector principal de poliție. Și, de asemenea, prin dispoziția președintelui Consiliului Județean, funcția de director general al Direcției de Asistență Socială și Protecție este exercitată după care temporar de doamna Ștucă Rodica. Deci, vicepreședintele acestei comisii este directorul general, acum prin dispoziție fiind doamna Ștucă Rodica, iar membru al Inspectoratului de Poliție, Ciobanu Gabriel. Iar actuala comisie, componența actualei comisie, este următoare. Președintă Elena Cătălina Zarda, secretarul județului, vicepreședinte Rodica Ștucă, membru Balcanu Diana Elena Mei, prima reprezentantul DSP-ului, Dan Lucica, reprezentantul Inspectoratului Școlar, Ciobanu Rodica, reprezentantul IPJ Bacău, Coroiu Mihaela, reprezentantul Arșpisului și Adrian Indreaș, reprezentantul Asociației Petanii, din partea organizațiilor guvernamentale. Cred pentru care vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind înlocuirea acelor doi membri ai comisiei și actualizarea componenței acestea. Cine este? Mulțumesc, împotrivă, abține. Trecem la următorul punct al ordinii de zi, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIC, și respectiv Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. În conformitate cu prevederile ordonanței de urgență 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificările și completările ulterioare, precum și ale statutelor celor două asociații referite mai sus, județul Bacău este reprezentat în cadrul adunărilor generale ale asociațiilor prin intermediul unei persoane desemnată printr-o hotărâre a Consiliului Județean. Având în vedere alegerile locale, care au avut loc în data de 5/6/2016, asociația ADIC, prin adresa 221 din 12 iulie, registrată la Consiliul Județean, și Asociația Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, înregistrată în 29 iulie la Consiliul Județean, au solicitat desemnarea reprezentanților Consiliului Județean în adunările generale ale asociației. Facem precizarea că, în conformitate cu articolul 92, din legea administrației publice locale, republicate în Mărbucări și Computere Ulterioare, persoanele puternicite să reprezinte interesele unității administrativelor, societăți comerciale, autonomii de interese, asociații de dezvoltare intercomunitare și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărârea Consiliului Județean. Față de cele mai sus expuse, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean în adunarea generală ADIC și respectiv ADIS. Asta înseamnă că trebuie să propuneți domnul consilier Groșan. Stimați colegi, pentru că acest punct la ordinea de zi se pune pe secret, vreau să vă reamintim faptul că încă de la ședința de constituire a Consiliului Județean am solicitat mărirea numărului de membri a Consiliului Județean de la 3 la 5, în așa fel încât și grupul consilierilor județeni, așa fi Național Liberal,
să aibă un reprezentant în această comisie. Propunere care a fost la momentul acela respinsă. La prima ședință extraordinară, în luna iulie, am înțeles că s-a ajuns la un consens și că acest lucru este posibil cât mai repede cu putință. Însă la ședința ordinară, în două săptămâni, am constatat că propunerea noastră a fost respinsă de către dumneavoastră. Prin urmare, pentru că considerăm că este absolut normal, firesc, democratic, reprezentativ și așa mai departe, să avem un reprezentant în Comisia de Numărare a Voturilor pentru a avea certitudinea votului și pentru a nu fi niciun fel de speculații și discuții, vă anunțăm că, începând de astăzi, grupul Consiliilor Județeni al Partidului Național Liberal nu vor mai vota niciun proiect care presupune vot secret. Acum, discutând despre chestiuni de principiu, dincolo de dezbaterea politică, pentru lucrurile sunt foarte clare. Nu mai dorim să participăm la un vot secret ca după aceea să veniți și să ne spuneți cum am votat. Atât timp cât nu avem un membru, un colega nostru, în Comisia de Numărătoare a Voturilor, în așa fel încât să avem și certitudinea lui. În speranța că veți ține cont de punctul nostru de vedere și cât mai urgent posibil, dacă doriți, la ședința următoare, ședința ordinară, să reintroducem pe ordinea de zi proiectul nostru care presupune creșterea numărului de membri a Comisiei de Numărare a Voturilor de la 3 la 5, în așa fel încât atât Partidul Național Liberal, cât și PSRO să aibă câte un reprezentant în această comisie. Este, credem noi, o chestiune de bun simț și, dacă vreți, o chestiune care ține de reprezentarea politică în Consiliul Județean, care este politic. Vă mulțumim și sperăm să țineți cont de rugămintea noastră. Domnul consilier Miroșanu, mulțumesc. La ultima ședință, sigur, de acord, a fost un proiect de hotărâre, s-a supus la vot de la 3 la 5. Ăsta a fost rezultatul votului. Acum vă dați seama că... Domnul ședinte, este chestiune de principiu. Deci nu vorbim dincolo de dezbaterea politică, este chestiune de principiu. Nu putem noi să ne asumăm un vot atât timp cât nu avem certitudinea lui. Deci la modul cum s-a votat, la modul cum s-a numărat. Comisia de numărare a voturilor și procesul de bac care se încheie și pe semnătura membrilor comisiei se certifică corectitudinea voturilor. Noi nu avem în momentul de față un reprezentant care să certifice acest lucru. Și nu înțelegem de ce colegii noștri de la PSD nu înțeleg acest lucru. Domnule colegi, aplaudați. Pentru transparență, astăzi vă invităm să monitorizați alături de Comisia de Numărare a Voturilor. Deci nu am absolut nimic împotrivă să fiți prezenți. Domnul președinte, noi o să reintroducem proiectul pe ordinea de zi, ședința ordinară de luna aceasta, cu speranța că poate timpul va schimba din atitudinea colegilor noștri la PSD. Repet, este chestiune de reprezentativitate. Avem în spate mai multe 60.000 de voturi și considerăm că avem acest drept. Putem avea un reprezentant în Comisia de Numărătoare. Vă mulțumim. Sigur, aveți dreptul acesta de a iniția un proiect de hotărâre. Mulțumesc! Așteptăm propunere. Domnul consilier, domnul vicepreședinte, vă rog. Domnul președinte, la ADIP propun pe doamna Cornelia Angeliada, dar la ADIS pe domnul președinte Sorin Brașovea. Alte propuneri? Secretariatul tehnicului să vă semnați și să trecem și la următorul bun care să le facem.
chestiunea dumneavoastră, voi da citire expunerii din motive la următorul punct al ordinii de zi. E vorba tot de voție, cred. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistenție Educațională Bacău. Menționând că Centrul Județean de Resurse și Asistenție Educațională Bacău este instituție de învățământ special cu personalitate juridică, finanțată potrivit legii din bugetul Consiliului Județean Bacău și coordonată metodologie de inspectoratul școlar Județean Bacău. Având în vedere cele prezentate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru în această comisie de orientare școlară din cadrul Câșirare Bacău. Aștept propuneri. Domnul președinte, domnul consilier Ciobănuț. Din partea grupului PSD ALDE, o propunem pe doamna Poșa Maricica. Rog secretarul tehnic să completeze buletinul de vot. Doamna Poșa Maricica. Alte propuneri? Mulțumesc. Vă rog, secretarul de Ministerială, multiplicați buletinul. Mergem, sigur, la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI pentru reparații capitale, instalație electrică și termică la clădirea din strada Dioceselor numărul 4. Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean la 1 august, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție Sociale retransmite documentația tehnico-economică pentru obiectivul reparației capitale, instalație electrică și termică la clădirea din Bacău, strada Dioceselor, respectiv proiectul numărul 4, elaborat de către SCIR Construct, fază de proiectare, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție DALI, actualizat și revizuit ca urmare a precizărilor din adresa Consiliului Județean din 14-a 4-a, în vederea supunerii spre aprobarea a indicatorilor tehnico-economice aferenți acestui tehnic. Construcția care face obiectul împreună de reparații capitale propuse din proiect a fost executată în 1978. Este alcătuită din 4 corpuri de clădire cu regim de înălțime P+1, are o suprafață construită de 1393 de metri pătrați și suprafață desfășurată de 2460 de metri pătrați, fundații din beton armat, suprastructura din stâlpi și grinzi de beton armat, planșee și semipanouri prefabricate, pereți de țădărie, acoperiș tip șarpantă din lemn învelitoare din tablă tip Linda. În vederea îmbunătățirii condițiilor de exploatare, au mai fost executate asupra clădirii de-a lungul timpului o serie de lucrări. Masa tale acestea în 1998, realizarea unei centrale termice la parterul clădirii în 2001, înlocuirea tâmpării în 2007, izolarea termică a pereților în perioada 2012 și 2013, montarea a 6 centrale termice murale la etajul clădirii, așa cum rezultă din proiectul transmis spre aprobare, necesitatea și oportunitatea executării lucrărilor de reparații capitale propuse, respectiv înlocuirea instalațiilor electrice de iluminat și prize a instalațiilor electrice de forță pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorului energetic din centrala termică a cordurilor de iluminat a tablourilor electrice, înlocuirea instalațiilor de curent slab, înlocuirea echipamentelor din centrala termică de la parterul clădirii, unele noi, adaptate cerințelor obiectivului, dimensionate corespunzător și cu eficiență energetică sporită. Este determinată de existența riscului la incendii generate de prima instalații electrice și materiale din care este realizată, neconformitatea nivelului de iluminat, asigurată de instalația existentă, gradul ridicat de poluare și costurile semnificate generate de uzura fizică și morală a echipamentului și instalației din centrala termică existentă. De altfel, a existat două incidente în 2 ani de zile în care a luat foc tabloul electric, dar nu s-a întâmplat absolut nimic. Au intervenit colegii imediat acolo și sperăm că am stat să putem face aceste lucrări de reparații capitale.
Drept pentru care, având în vedere cele prezentate, prevederile legii 273 privind finanțe cu modificări și modificările interioare, privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a Agenției Generale pentru Obiective de Investiții și Lucrări de Intervenție, supunem spre a adoptare proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din proiect. Suma este, valoarea totală a investiției este 474.336.000 lei, din care construcții montaj 367.941.000 lei. Prețurile includ TVA-ul și sumele sunt fixe în bugetul pe anul 2016. Dacă sunt intervenții pe acest punct a ordinii de zi, dacă nu, vă supun spre aprobare, dacă se dezbate. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Unanimitatea a fost aprobată. Trecem la următorul punct al ordinii de zi, privind stadiul derulării contractului de asociere între județul Bacău și municipiul Onești, în vederea realizării în comun a planului de... Scuzați-mă, aceasta este informarea de la pe care am discutat. Deci acum așteptăm să vină buletinele de vot sau până atunci domnul Consiliu Roșanu. Da, divers, sigur. Domnul președinte, pentru că ați dat dovadă de inflexibilitate și n-ați dori să acceptați propunerea domnului consilier și colega nostru, Petrică Mihaila, de a amâna ședința viitoare această informare. Pentru a nu, n-am nimic de deci este doar o informare. Este la... Haideți să supunem la vot acest lucru, pentru că ne dorim o dezbatere reală, iar domnul Cezar Urteanu este persoana care e cea mai măsură să emită o ură, din punct de vedere pertinent acest subiect. Și vă rugăm să o amânăm pe ședința următoare, ca și din să fie prezent și să poată să se exprime cum trebuie. Domnul Căsăriu, nu este absolut niciun fel de problemă. Informarea există la MAP, o are și din lui, iar următoarea întâlnire putem face dezbaterea pe marginea informării. Dacă sunteți de acord, asta am vorbit. Deci, n-ai să zic ce facem astăzi informarea. Nu, nu, informarea este la masă, n-am avut tot. Este la MAP. Nu discutăm asta. Ok. Mulțumesc. Este la MAP și sigur, următoarea întâlnire putem discuta pe acest subiect. Sigur. Despre informare. Bine, oare și domnul informat. Toată lumea oare pe la mamă și pe la vede și informat electronic și alte subiecte la ordine, la diverse, dacă mai sunt. Dacă nu așteptăm să ne vedem în vot, ca să facem două puncte ale votului de zi, că e vot să fie. Thank you.
Lucrările ședinței de azi închise și vă mulțumesc pentru vedere.